Securiștii dăunează grav comunității. Dacă studiem biografiile unor politicieni de marcă, vom afla chiar o legătură directă sau indirectă a individului cu securitatea. Aceeași fantomă a securității o vom afla dacă studiem trecutul unora dintre marii magnați. Ce anume făceau securiștii? Și lucruri bune și lucruri rele. Deci nu putem să-i punem pe toți în aceeași oală, după părerea mea. Da. Asta rămâne de discutat. Deci cineva care era implicat, de exemplu, în contraspionaj și în asta, nu putem spune că făceau un lucru rău. Făceau rău cei care erau, făceau poliție, politică și alte chestii din asta. Întrebare bună. Tăiau și spânzurau. Ce să facă? Ce nu făceau? Trebuie să spuneți. Făceau multe. Asta e. Trebuia să știe tot. Și ce mâncăm, probabil. Nu ajunge zilele alea, dar... Singurul lucru l-avem, că avem un acoperit, o școală, un acoperit deasupra capului și un serviciu. Dar așa cum s-ar putea face dacă cineva ar lua asul în mână, părerea mea. Urmăreau oamenii, îi chemau să dea declarații, tot felul de... Ăsta e. Ce să facem? Securiști. Și la Revoluție, securiști au tras în oameni, nu au fost străini, numai securiștii. Să știți, securiști au tras în populație. Asta vă spui sigur că ei au fost. Au avut camere din alea de supraveghere, nu aici, în alt oraș. Am fost acolo și știu. Asta e. Urmărea oameni. Aveau grijă de oamenii care nu se conformau regulilor comunismului. Umblau după nici mancuri. Pă mă, asta ce să fac? Eu fac cu mulți. Făcut multe. Prostii.